dimineața în mare fel. Wake up! La Radio 21. Este 9 și 36 de minute. Am promis că o aducem pe tequila. Bună dimineața, tequila. S-a sunat. Zici că a venit moșu. S-a sunat, treceți în clase. Am rămas blocat pe chestia asta cu scuterul electric pe care îl dăm azi. Hoverboard sau scuter electric? Sau cum îi zicem? No. Nu e hoverboard. Hoverboard, Unde e, frate? A, așa. E că mă duc eu să-l iau. Ce model are pe? Toate modelele. E unic, e de ceva. Toate felurile? Da. Ia uite. Fel de revistă, ziar. E greu. Cât ține bateria? 3 ore. Eu am mers pe el super mult, super, super mult. Deci nu pot, nici nu vreau să mă urc pe ăsta, că mie că o să rup toate cele. Bun, este premiul pe care îl dăm unui ascultător astăzi sau unei ascultătoare, dar ce trebuie să facă? Am stat și ne-am gândit ce trebuie să facă oamenii să câștige astăzi premiul. Merge și cagante, scuze. Așa. Pentru că au început oamenii să inventeze pe internet o felul de olimpiade. Avem olimpiada de dat găini cu ruj la Cluj. Avem olimpiada de mâncat sarmale pe Național Arena. Teoretic e pe 1 decembrie, ci că 3000 de oameni au dat going. Inventează un ascultător o olimpiadă foarte tare și ne ia premiul. Cea mai tare olimpiadă, cea mai tare idee de event câștigă acest scuter electric. Bun, vorbim de un scuter electric scump. Atenție, un premiu super, super scump, așa că creativitate, da? Și facem în felul următor. SMS la 1721, număr cu tarif absolut normal, trimiți acolo ideea ta și tequila o alege pe cea mai tare dintre ele și o premiază în emisiunea de astăzi, da? Să știi că ne-au trimis și ascultătorii. Uite, văd pe aici. Hai să vedem printre SMS-uri, să citim, să vă mai luați idei, că mai aveți timp încă să mai trimiteți SMS. Da, olimpiada de băut tequila stând în mâini. Bun! Olimpiada tăierii frunzei la câine, zice cineva din București. Așa. Olimpiada de dat pe gheață în ghete antiderapante. Olimpiada de tras cheles de piele. Olimpiada de umflat baloane. Olimpiada de dezumflat baloane. Olimpiada de împletit fundițe cățeilor. Mamă, frate. Olimpiada de păscut melci pe dealul negru. Bă, am inventat și o olimpiadă. Ah. Este olimpiada de cântat colinde aiurea. Pentru că eu tot timpul amestecam colindele când eram mic. Bă, bune, vrei să vă zic colindul meu preferat? Ia. Yeah. Deci, hai că l-am mai zis și îmi place. Deja l-am învățat. Yeah. Am plecat să colindăm, dom, dom, sus răsare. Moș Crăciun cu plete d'albe, scoate coarne Băurești. Moș Crăciun cu plete d'albe, aho, aho, copii frați. Bravo, șurubel. De fiecare dată sună la fel de stupid, bravo. Între timp, Bianca s-a decis și cred că are un câștigător în cap. Da, este un mesaj care a venit din Iași. Să punem, să facem realitate. Ar trebui să facem olimpiada asta, nu? Hai să-i spunem despre ce e vorba. Deci ce ți-a plăcut? Ce a zis-o? Olimpiada de tuns iarba cu unghiera. Olimpiada de tuns gazonul cu forfecuța de unghi. Forfecuța de unghi. Foarte bun. Mă gândesc că ar arăta mai bine cu unghiera. Da, facem două probe. Facem și proba de unghiera. Da. Mamă, cât de tare e asta. Tu îți dai seama, ar trebui să facem efectiv evenimentul ăsta. Să tunzi gazonul cu unghiera. Îți dai seama că dacă sunt mulți oameni, chiar reușim să tundem gazonul. Exact. Așa o porțiune mare. Mamă, 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 da. Bun, bine, păi în Iași este câștigătorul nostru. Cred că l-avem la telefon. Adi. Alo, da. Bună dimineața. Neata. Ai câștigat, Adi. O să vii, sper că o să vii la event, da? Nu, n-am fost foarte, foarte atent, teoretic, la muncă acum. Adi, până un alta ai luat premiul de la tequila, poți să-i mulțumești în direct acum. Mersi frumos, tequila. Cu cea mai mare plăcere. Dimineața în mare fel, la Radio 21.